Xiaomi Redmi 10 este un smartphone de clasă și dimensiuni medii, ușor de ținut în mână de către marea noastră majoritate, cu un ecran bun în majoritatea scenariilor și autonomie foarte bună a acumulatorului intern. Aici s-ar putea încheia materialul dedicat acestui smartphone, pe care chiar îl recomand dacă vă trebuie un telefon mobil cinstit de zi cu zi la care să vă jucați ceva biluțe sau jocuri mai simple de trecut timpul, să urmăriți ceva materiale pe YouTube sau să vă puneți la punct cu ultimele știri, bineînțeles, pe lângă apelurile zilnice. Estetic, Xiaomi Redmi 10 nu este un telefon care să sară în ochi la o primă vedere, deși la o primă atingere pare mai premium decât multe alte telefoane din clasa sa. Este un terminal cinstit, bine închegat și subțire pentru mâinile mele, ceea ce m-a îndemnat să-l utilizez împreună cu husta pusă la dispoziție de producător, chiar în cutia de accesori. Ecranul este un LCD IPS de 90 de Hz, are parte de un contrast și o culoare bune pentru un LCD, prin urmare având un aspect mai degrabă natural. Vizibilitatea are de suferit însă afară în soare puternic al verii, iar unghiurile de vizibilitate ale ecranului nu sunt nici ele excepționale în acest scenariu, însă per total rezultatele sunt mai mult decât corecte și mulțumitoare. În repaus, telefonul reîmprospătează ecranul cu 45 de cadre per secundă, în timpul redării clipurilor video refresh-ul este la 60 de Hz, iar în timpul gamingului sau al browsing-ului pe Facebook, Instagram sau alte aplicații social media, ecranul funcționează la maximul de 90 de Hz, totul în încercarea de a împleti eficiența cu o experiență plăcută pe care reușește să o ofere în marea majoritate a timpului. Procesorul aparatului este un MediaTek Helios G88 împerecheat cu doar 4 GB de memorie RAM, motiv pentru care dacă încerci să faci prea mult multitasking sau să deschizi prea multe ferestre în fundal, inevitabil telefonul începe să meargă parcă un pic mai greu, să se acadeze cel puțin în primele momente de utilizare. Pentru a minimiza acest comportament este necesar să mai închideți destul de des programele ce rulează în fundal, iar dacă faceți acest lucru, atunci puterea de procesare este suficientă pentru a juca chiar și o sesiune de PUBG Mobile la setări medii de calitate sau Asphalt 9 la setările automate pe care le pune la dispoziție jocul. Acestea fiind zise, din nou, puterea de procesare este suficientă pentru un smartphone ce nu este utilizat foarte des în gaming, dincolo de biluțele obișnuite pe care toată lumea le joacă ocazional și merge de minune pentru browsing și aplicațiile obișnuite. Bateria este un punct forte al Redmi 10 cu ISI 5000 mAh, ce poate dura până la 2 zile în testele mele dacă nu vă jucați prea mult pe el, nu accesați prea des rețelele sociale, ci îl utilizați mai degrabă ca ceea ce este de fapt un telefon mobil. În ciuda secțiunii de buget din care face parte, pune la dispoziția utilizatorului încărcare rapidă la 18W, ceea ce înseamnă că a reușit o încărcare de la 2-3% până la 100% acumulatorului intern în 2 ore și jumătate, un rezultat mai mult decât mulțumitor pentru mine și pentru clasa asta. Conectivitatea este un alt punct forte al Redmi 10 cu un chip NFC, mufă audio de 3,5 mm pentru conectarea unui set clasic de căști, un port infraroșu ce poate transforma telefonul într-o telecomandă și o tăviță dual SIM cu spațiu pentru un card microSD suficient pentru a extinde semnificativ spațiul de stocare disponibil. Conectivitatea la rețelele de telefonie mobilă este excelentă la rândul ei, vocile sunând natural, fiind ușor de înțeles chiar și în modul hands-free, iar apelurile pot fi realizate și în modurile VO LTE sau VO Wi-Fi, dacă rețeaua le suportă. Redmi 10 are un alt avantaj bun față de alte modele de buget, mulțumită celor două difuzoare integrate ce oferă un sunet stereo, plăcut, muzica fiind redată curat, fără distorsiuni, reușind să umple fără probleme o cameră standard de bloc. Basul este ca în cazul tuturor telefoanelor mobile destul de absent, însă vocile sună deosebit de clar, ceea ce mă face să cred că cele două difuzoare sunt gândite mai degrabă pentru redarea clipurilor video de pe YouTube sau pentru vizionarea de filme. Per total, prefer Redmi 10 la acest capitol. Și acum concluziile mele după 3 luni de utilizare. Xiaomi Redmi 10 este un smartphone de buget, iar asta se vede în special pe partea de senzor foto sau înregistrare video, unde nu strălucește nici din punct de vedere al contrastului, calității sau a codecurilor video puse la dispoziție. Captura video se oprește la rezoluția Full HD și 30 cadre per secundă, așa că nu vă recomand să-l achiziționați special pentru fotografiat sau filmat, însă acestea fiind zise, face parte, în opinia mea, dintre modelele de telefoane ce merită atenția voastră, în special în sectorul său de preț. Ecranul IPS la 90 de Hz este plăcut, însă nu afară lumina directă a soarelui de vară, iar performanța este din nou bună, procesorul fiind suficient pentru programele, aplicațiile și sarcinile zilnice pe care orice smartphone trebuie să le îndeplinească zilele noastre, nici gamingul nefiind la locul său,
Deși pentru o experiență plăcută, aici ar trebui să închideți înainte programele ce rulează în fundal, în special dacă rulați jocuri mai complicate ca PUBG Mobile sau Asphalt 9. Telefonul este puternic recomandat când vine vorba de conexiunile mobile pe care le pune la dispoziție NFC, Bluetooth 6.1, Dual SIM, port de expansiune microSD, jack audio și chiar portul infraroșu. Din păcate, nu oferă 5G, greu de cerut de la un astfel de terminal și încă irelevant pe piața noastră, însă oferă o conexiune foarte bună pe wireless, atât pe 2.4 cât și pe 5 GHz, greu de obținut de la un telefon de buget. De asemenea, cititor de amprentă utilizat nu pune probleme niciodată, iar difuzoarele stereo și ecranul mare fac din Redmi 10 un aparat deosebit de capabil pentru consum multimedia. Pe tot parcursul perioadei de testare, odată ce am învățat să mă împac cu limitele Xiaomi Redmi 10, cum ar fi cantitatea limitată de RAM și camera principală ce nu m-a convins să o utilizez, am putut să mă bucur de mult mai multe calități ale aparatului, cum ar fi conexiunile multiple rapide, calitatea foarte, foarte bună a apelurilor, display-uri mare, difuzoarele excelente și bateria bună ce mi-a oferit în general o zi și jumătate de autonomie. Am rămas cu o experiență plăcută, deci îl recomand fără rezerve. Xiaomi Redmi 10 este un telefon de încredere care nu vă va scoate din minți cu performanțele sale brute sau cu cine știe ce specificație bombastică, dar nici nu va face o foarte mare gaură în bugetul nimănui. Vă mulțumesc că ați ajuns la finalul acestui material și vă urez până data viitoare toate cele bune!